În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Bucură-te, cea plină de har. Bucură-te, Marie, Mama lui Iisus și Mama noastră. Bucură-te, Regina Cerului și a Pământului. Lăudat să fie Iisus Hristos. După Marea Sărbătoare a Înălțării la Cer a Maicii Domnului, Catedrala noastră se bucură de a continua să admire misterul Înălțării și încoronării ei ca regină de către Fiul Său Iisus. Bucuria noastră este că e ocrotitoarea noastră. Este patroana acestei catedrale. Este aceea care se bucură văzându-ne ca fie a ei. Preasfințite,
cinstitile voastre, părinte rector, părinți profesori, părinți oaspeți, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, vrem să încredințăm ei în această seară ocrotirea întregii lumi, a țării noastre, dar mai ales a diecezei noastre, ca ea să parte de grijă pentru fiecare dintre noi și să ne împartă haruri bogate în această zi, ca o mamă bună față de fii și fiicele sale, pentru a asculta cu redicție cuvintele sfinte, cuvântul de învățător al părintului profesor Alois, și pentru a celebra cu redicție taina Sfintei Liturghii în cinstea preacurate Fecioare Maria, cerem acum iertare pentru toate păcatele noastre, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, frații, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să le ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Dumnezeule, care ai voit ca născătoarea Fiului Tău să fie mama și regina noastră, dă-ne, te rugăm, harul ca sprijin este mijlocirea ei să avem parte de slava fiilor Tăi în împărăția cerească. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Citire din cartea profetului Isaia. Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare. Peste cei care locuiau în ținutul umbrei morții a strălucit o lumină. Ai înmulțit poporul lui, le-ai mărit bucuria. Se bucură înaintea ta cum se înveselesc la seceriș și se înveselesc ca la împărțirea prăzii. Căci Tu ai sfârmat jugul care l-a păsa, toiagul de pe umerii săi și nuiaua celui care l-o prima ca în ziua de la Madian. Căci orice încălțăminte zgomotoasă și orice manta învăluită în sânge vor fi arse, hrană pentru foc. Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă, stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Părinte Veșnic, Principe al Păcii. Ca întinderea stăpânirii lui și a păcii să nu aibă sfârșit, pe tronul lui David și în regatul lui, să-l întărească și să-l facă stabil prin judecată și prin dreptate, de acum și pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va face aceasta. Cuvântul Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Lăudați slujitori ai Domnului, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De la răsăritul și până la apusul soarelui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este prea înalt, mai presus de toate neamurile, gloria Lui este mai presus de ceruri. Este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus, care își pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. Domnului binecuvântat, de acum și până.
ridică pe cel sărac din țărână, înalță din mizerie pe cel sărman, pentru ca să-l așeze alături de cei nobili, de nobilii poporului său. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer. Iată, un dragon ca de foc, mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui tăra a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer, spunând: Acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său. Cuvântul Domnului. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Aleluia, 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 să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har,
Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus, nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger, cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus, Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus, iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Frați, cum spunea preasfințitul Petru la cuvântul de deschidere, continuăm practic astăzi celebrarea misterului pe care l-am proclamat și l-am celebrat săptămâna trecută, înălțarea Sfintei Fecioare Maria cu trupul și sufletul la cer, ca participare deplină la învierea lui Hristos, Fiul ei. Astăzi, Biserica continuă reflexia sa despre participarea Mariei în mod privilegiat la misterul Fiului Său. Și această participare este încoronată de numirea ei ca regină, de proclamarea ei ca regina cerului și a pământului. Cuvântul lui Dumnezeu proclamat la această sfântă liturghie subliniază tocmai acest fapt, că există o raportare directă a misterului Mariei la misterul lui Hristos. Și vedem în lecturile din seara aceasta această încrâncenare, această încrângătură dintre misterul Mariei și misterul lui Hristos în trei momente diferite ale istoriei mântuirii. În fragmentul pe care l-am ascultat în Evanghelie, Sfântul Luca, ca un adevărat teolog al istoriei mântuirii, vrea să imortalizeze întâlnirea dintre Fiul lui Dumnezeu care vine spre noi oamenii și deschiderea omenirii spre lucrarea lui Dumnezeu în persoana Sfintei Fecioare Maria, ziceam ca un adevărat teolog
al istoriei notează toate informațiile geografice și istorice legate de acest eveniment. Lucrul se petrece, spune Sfântul Luca, în Galileea, într-o cetate numită Nazaret. Era de puțină importanță, aproape necunoscută pe timpul lui Hristos, dar exista localitatea aceasta care era la 26 de kilometri vest de lacul Genezaret. Adevăratul mandant, cel care inițiază procesul acesta de întâlnire dintre sfera lui Dumnezeu și cea a oamenilor, este Tatăl, Dumnezeu, care îl trimite pe îngerul Gabriel și spune precis la cine? La o fată, la o fecioară care era logodită, adică era în perioada dintre încheierea contractului dintre părinți și conviețuirea propriu-zisă dintre cei doi miri. Era o perioadă de aproximativ un an de zile în care cei doi nu trăiau împreună, dar obligațiile legale erau ca cele dintre soți, adică în caz că mirile ar fi decedat, mireasa era considerată văduvă și tratată ca atare. În caz că în perioada aceasta ea ar fi păcătuit, ar fi fost pedepsită ca o adulteră. În perioada aceasta era Fecioara Maria, logodită cu un bărbat din casa lui David, care se numea Iosif. Toate detaliile au importanță pentru istoric, din casa lui David, pentru cel care se va naște din Fecioara Maria, va primi de la el demnitatea mesianică. Și vine îngerul acesta la Fecioara Maria și o salută. E un salut care cuprinde în sine toată speranța Vechiului Testament prin verbul bucură-te. Este toată speranța pe care au transmis-o profeții fiicei Sionului, Ierusalimului, poporului lui Dumnezeu, că va veni o perioadă mesianică și va fi o perioadă de bucurie. Bucură-te, îi se adresează Mariei și adaugă un calificativ care este singular, o plină de har. Pentru că în cuvântul acesta putea să cuprindă, de fapt, toată lucrarea minunată a lui Dumnezeu, lucru care o neliniștește pe Maria, nu știe ce poate să însemne salutarea aceasta. Îngerul înțelege și o liniștește, nu te teme, pentru că ai aflat har la Dumnezeu și pentru că, iată, vei zămisli, textual în limba greacă, vei lua în sân și vei naște un copil și vei pune numele Iisus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește, și că acesta va fi mare, se va chema Fiul Celui Prea Înalt, și că Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său, și el va stăpâni în regatul lui Iacob fără de sfârșit și împărăția lui nu se va termina. E prea mult și Maria cere lămuriri. Cum va fi aceasta? Eu nici nu cunosc bărbat. Și îngerul vine și îi spune că Duhul Sfânt se va coborâ asupra ta și puterea celui prea înalt te va umbri.
Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu, Cel care plutea deasupra apelor la creație, iar puterea Celui Prea Înalt este forma de manifestare a lui Dumnezeu, care vrea să-și ascundă puterea acțiunii sale în istoria oamenilor sub forma unui nor luminos. Vă aduceți aminte de noaptea trecerii lui Israel din țara sclaviei prin Marea Roșie spre țara libertății, condus de un nor luminos. Vă aduceți aminte că atunci când Moise a terminat de construit cortul întâlnirii, a coborât în trânsul puterea lui Dumnezeu sub forma unui nor. În Noul Testament, Sfântul Luca ne relatează că în momentul în care Iisus și-a manifestat dumnezeirea sa pe muntele Tabor, a venit asupra lui și asupra celor care îl înconjurau un nor care i-a acoperit. Și în felul acesta, Dumnezeu își manifestă puterea acțiunii sale printre oameni. Așadar, Duhul Sfânt și puterea Celui Prea Înalt arată că ceea ce se săvârșește în Fecioara Maria este un fel de sinteză a tuturor lucrărilor creației și a tuturor lucrărilor răscumpărării poporului lui Israel. Ba chiar le depășește, pentru că cel care se va naște din ea se va chema Fiul lui Dumnezeu. Și contractul dintre inițiativa lui Dumnezeu și acceptarea Fecioarei din Nazaret este sigilat în această frază: iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Este, în fapt, împlinirea în istorie a oracolului profetic pe care l-am ascultat proclamat la prima lectură din cartea profetului Isaia. Oracolul a fost pronunțat probabil la câțiva ani după cucerirea părților din nord ale Galileii, adică Tiglat-Pileser al III-lea în 734-732 înainte de Hristos, a cucerit partea maritimă a Palestinei cu Galileea și cu Transiordania. Poporul locuia în întuneric, în valea întunecată a morții, și lor le vestește profetul acest oracol despre venirea unui băiat de origine regească. Vă aduceți aminte oracolul pe care îl a rostit Isaia lui Ahaz, că Fecioara va zămisli și va naște un fiu și se va numi Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Acest oracol vine și precizează că acest copil va zdrobi jugul robiei, la fel ca în timpul lui Madian. Face referință la momentul când aceleași triburi ale lui Israel din partea din nord fuseseră ocupate de madianiți și au fost eliberate nu de mulțimea soldaților care s-au adunat sub conducerea lui Gedeon. De altfel, Dumnezeu l-a pus pe Gedeon să-i trieze pe toți cei care s-au înrolat în armata lui și a rămas cu 300 de oameni și într-o noapte reușește să-i elibereze pentru totdeauna Israelul de povara asupririi lui Madian. Așadar, eliberarea pe care Dumnezeu o va realiza prin acest copil care se va naște, va avea natura aceasta miraculoasă a lucrării lui Dumnezeu, pentru că acest copil se va numi Sfetnic Minunat,
adică va fi vorba de acela capabil să realizeze lucrările eliberării din exodul ieșirii lui Israel din țara sclaviei. Acest copil se va numi Dumnezeu puternic, arătând în felul acesta originea lui divină. Se va numi Părinte puternic. Este titlul pe care îl primește Iosif în Cartea Genezei, pentru că el este administratorul credincios, gata să dea de mâncare poporului în timp de necesitate, și se va numi Principe al Păcii, pentru că va realiza împărăția lui Dumnezeu bazată pe judecată și pe dreptate. Iar această lucrare va fi lucrarea zelului, geloziei lui Dumnezeu. Și un alt moment al conlucrării lui Dumnezeu cu cea a acceptării femeii, am auzit exprimat în lectura a doua, luată din cartea Apocalipsului. Ce aș vrea să rețineți este că Sfânta Biserică a luat la începutul acestei lecturi o jumătate de verset care n-are legătură nici cu conținutul dinainte, nici cu ceea ce urmează. Doar atât spune că s-a deschis cerul și s-a văzut templul lui Dumnezeu. Și în felul acesta a fost văzut chivotul alianței cu poporul lui care este în el. Și apoi trece la cele două semne mari care au apărut în cer. Este mai întâi femeia aceea îmbrăcată în soare, care avea luna sub picioarele ei, o coroană cu 12 stele, arătând în felul acesta că era predilecta lui Dumnezeu, era în sfera lui Dumnezeu, stăpânea toate vicisitudinele timpului, de aceea avea luna la picioare și se bucura deja de coroană, pentru că întrânsa se combinau cei 12 patriarhi ai Vechiului Testament cu cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Și această femeie era însărcinată, aștepta ca să nască. În limbajul Sfintei Scripturi înseamnă lucrul acesta că era într-o stare de necesitate, trebuia să vină un eveniment pe care femeia trebuia să-l rezolve prin aducerea la viață, prin naștere. Și ea, într-adevăr, trebuie să nască un copil. Numai că apare un alt semn mare. E vorba de dragonul acela care dispune de o putere extraordinară. Are 7 capete, 10 coarne, 7 diademe pe cele 7 capete, arătând totalitatea puterii de care dispune, și este o putere care desacralizează. Acțiunea lui este aceea de a arunca o treime din stelele cerului pe pământ, adică se opune lucrării pe care a realizat-o Dumnezeu. Vrea să construiască o altă ordine decât aceea lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, și de aceea așteaptă ca femeia să nască pentru ca să-i închidă copilul. Dar copilul este luat și dus lângă tronul lui Dumnezeu, în sfera care îi este proprie, iar femeia este salvată, întrucât este dusă în pustiu, loc pe care l-a pregătit Dumnezeu. Pustiul, care înseamnă loc de pocăință, loc de purificare, dar și loc de dragoste. Este acolo unde Ozeia se întâlnește cu femeia lui, este acolo unde o cheamă pentru ca să cânte cântarea de început al ogodnei, este acolo unde femeia realizează
comuniunea deplină de viață cu iubitul ei. Sunt trei momente, spuneam, din istorie, care vorbesc despre raportul lucrării lui Dumnezeu cu lucrarea Sfintei Fecioare Maria, pe care noi o celebrăm astăzi, proclamată de biserică, ca fiind regină a cerului și a pământului. Ca să înțelegem lucrul acesta, ne ajută psalmul responsorial pe care l-am ascultat după prima lectură. Este psalmul 113. Este primul dintr-o grupare de psalmi care se cheamă Halelul Egiptean. Adică este vorba de 5 psalmi care erau cântați la marile sărbători ale lui Israel, la Paște, la Rusalii, la sărbătoarea corturilor, la sărbătoarea dedicării templului și care aveau semnificația lor în celebrarea și descifrarea semnificației celebrărilor respective. Psalmul acesta, 113, se cânta în noaptea de Paști, înainte de cină. Talmudul spune că în această noapte de Paști, din acoperișurile locuințelor evreilor, se ridica o atmosferă de cântare de laudă care penetra cerul și ajungea până la Dumnezeu. În felul acesta se realiza o conexiune între toți fiii poporului ales în rugăciunea de laudă și de preamărire a lui Dumnezeu, chiar și cu cei care erau până la marginile pământului. Și conținutul acestei laude l-ați ascultat. Lăudați-L pe Domnul pentru că este bun. Lăudați-L pe Domnul și binecuvântați numele Lui. Și este la un moment dat acolo o afirmație despre Dumnezeu care este absolut transcendent, este deasupra, este în ceruri. Dar nu este un Dumnezeu rege, un Dumnezeu rece și imutabil. Este un Dumnezeu care privește să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. E un Dumnezeu care coboară spre oameni. Iubiți frați, noi celebrăm astăzi tocmai ridicarea aceleia dintre noi care a colaborat înainte de toate ca slujitoare a Domnului cu cuvântul Său. Este Maria care a penetrat cerurile și care a ajuns la locuința lui Dumnezeu. Psalmul acesta, 113, a fost cântat de Hristos în noaptea de Paști, atunci când a instituit Euharistia, și în felul acesta psalmul capătă o nouă semnificație. Este proclamarea misterilor răscumpărării realizate în pătimirea, moartea și învierea lui Iisus Hristos, la care a fost părtaș înainte de toate Sfânta Fecioară Maria. Când biserica cântă acest psalm, este în întâmpinarea regelui său blând, principe al păcii, care este însoțit de mama sa prea cinstită, regina cerului și a pământului. Așadar, noi, oameni muritori, avem posibilitatea să-i arătăm ei, care se află în sfera lui Dumnezeu, aspirațiile noastre, dorințele noastre, obiectivele noastre și slăbiciunile noastre, mizeriile noastre, pentru ca ea de acolo, din sfera lui Dumnezeu, să-L facă să-și plece privirea spre ceea ce se petrece în cer și pe pământ și să realizeze mântuirea noastră.
Fraților preiubiți, când recităm crezul în sărbătorile noastre, ne oprim gândul, așa cum ne-a învățat și părintele Alois, la cea care este mama lui Iisus și mama noastră, Regina Cerului și a Pământului. Și de aceea, cu bucurie, astăzi ne îndreptăm cu toții rugăciune spre Dumnezeu, proclamând și spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatului. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, încrezători în mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, care cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire, Doamne Iisuse Hristoase, care ai încoronat-o pe Maica ta sfântă, ca regină a Universului, dăruiește-i bisericii tale harul să admire și să preamărească tot mai mult în Maria ceea ce ea însăși dorește și speră să ajungă. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe fiii bisericii să trăiască mereu în pace și bună înțelegere sub ocrotirea reginei păcii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca toți oamenii să înțeleagă din viața Fecioarei Maria bucuria unei inimi curate și generoase. Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează munca și devotamentul mamelor pentru copiii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește tuturor popoarelor harul să se bucure de pace și prosperitate prin mijlocirea Reginei Cerului. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Atotputernic, voința ta a fost ca prin preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la tine. De ne te rugăm harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem și noi la mântuire. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Celebrând amintirea Sfintei Fecioare Maria, îți oferim, Doamne, darurile noastre și te rugăm să ne vină în ajutor Fiul Tău, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care ți s-a oferit pe cruce jertfă nepătată, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pentru minunile săvârșite de tine în fața, în viața tuturor sfinților. Dar în chip cu totul deosebit se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioară Maria, înălțându-ți din inimi curate cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul și ai arătat puterea brațului tău întregii omeniri, atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită, ca prin ea să-L dăruiești neamului omenesc drept mântuitor pe Fiul Tău, pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Prin El te laudă corurile de îngeri, care se bucură de-a purând înaintea feței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, pentru ca împreună cu ei să te lăudăm cântând cu bucurie.
Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea coroa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, le-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acest statut. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, să oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți! Pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Te poruga Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri,
și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă. Nu primi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care te-ai născut în lume și ai rămas cu noi în taina Sfintei Eucaristii. Doamne, nu sunt vrednic să intru, dar spune numai un cuvânt.
Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele cerești, te rugăm cu milință să-i învednicești a fi părtași de ospătul veșnic pe toți aceia care o cinstesc astăzi cu venerație pe Sfânta Fecioară Maria, prin Hristos Domnul nostru. Să-ți fie într-o zi frumoasă, ne îndreptăm spre Maica Domnului, cinstind-o cu rugăciunea noastră de fiecare zi, Îngerul Domnului, dar și și Sfântul Anton de Padua, pe care l-amintim astăzi, implorând de la Dumnezeu binecuvântare peste toți, mulțumindu-vă pentru participare și aducându-i Mariei împreună cu noi, imn de laudă, de cinstire și rugăciuni fierbinți. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Părăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Părăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Părăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să revești al tău, pentru ca noi care am cunoscut Hristos Fiul tău, să fim duși prin patima și cruce, slava înviere, în același Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerii lui Dumnezeu, după intenția Sfântului Părinte, adu-ți aminte, o prea blândă, că nu s-a auzit niciodată. Cel care răgasă, pe cea ce l-a dat ajutorul și în sufletii de oaspele, acest tine o mai, la tine vin și stau gemând înaintea ta, ca mai e ca cuvânt, nu disprețui. Dar auzi, Sfântă Fecioară Maria, Regina Cerului și a Pământului, Sfântul Antoane de Padova, Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. O binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl
și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.